Data de 15 martie reprezintă la nivel mondial Ziua Drepturilor Consumatorilor. La nivel local, sărbătoarea a fost marcată de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Giurgiu printr-o serie de acțiuni specifice. Comisarii au distribuit materiale informative în piața centrală și în marile magazine din oraș pentru a aduce în atenția publică importanța cunoașterii drepturilor consumatorilor. Sâmbătă, Liceul Tehnologic Ion Barbu a găzduit concursul Alege este dreptul tău, la care au participat aproape 20 de elevi din clasele a 10-a și a 11-a. După ce au susținut proba scrisă, elevii cu cele mai bune rezultate au prezentat un eseu pe tema protecției consumatorilor. Ce se înțelege prin consumator? Consumator. Orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție artizanale ori liberale. Un element important în vederea alegerii unui produs este eticheta. Aceasta reprezintă orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat care conține elemente de identificare a produsului și care însoțește produsul. Majoritatea ne punem întrebarea: consumăm un aliment de bună calitate? Pentru a intra în posesia unui bun care să prezinte caracteristicile de înaltă calitate, trebuie să citim cu foarte mare atenție eticheta produsului respectiv, deoarece aceasta reprezintă modul cel mai ușor de a fi informați complet corect și precis. Serviciile turistice sunt deseori descoperite cu nereguli, după ce clienții se plâng de calitatea lor. Pe acest subiect s-a bazat eseul Cristinei, elevă în clasa a 10-a, care a prezentat în principal obligațiile pe care le au agențiile de turism în comercializarea pachetelor turistice. Am ales pe domeniul meu de activitate deoarece îmi place ceea ce fac și este una dintre cele mai frumoase meserii din toată lumea. Poți să relaționezi direct cu clienții, să ai schimb de experiență și chiar recomand și altor colegi de-ai mei, cum ar veni, să urmeze această meserie în continuare. Prin derularea acestui concurs în rândul elevilor se dorește formarea unei generații de consumatori conștientă de drepturile sale legitime. Este a 13-a ediție. Ne bucurăm că avem unde să desfășurăm acest concurs, având în vedere faptul că acest liceu are chiar specific domeniului protecției consumatorului, respectiv turism, alimentație publică și alte meserii care se pregătesc copiii. Elevii care au obținut primele 3 locuri au fost răsplătiți cu diplome și cadouri, iar cei de pe pozițiile 1 și 2 vor concura cu elevi din toată țara la etapa națională care va avea loc în această vară.